cane. Pe unde? Ușa închisă. Sunt un arhivar, un funcționar, un scrib. Am adunat în acest dosar toate amănuntele vieții dumneavoastră, până la ultimul. E vorba de un proces? Ah, nu, nu. De un joc? Nu. Nu înțeleg. Nu vedeți că sunt în pat bolnav? Sunt aici să vă ajut să compuneți ultima mazurcă și pentru dumneavoastră. De ce aș scriu? Fiindcă așa trebuie. Fiindcă trebuia să știți totul. Sunteți un intrus arogant. Vă rog să plecați. Iată cine sunteți. Totul e aici. Pur și simplu. În acest dosar. Nu să fiți în posesia mazurcii decât în clipa în care veți accepta să vă vedeți așa cum sunteți. Nu, eu cred că sunteți un funcționar de la poștă sau un casier de la bancă, unul dintre acei birocrați impertinenți care ne judecă din spatele ghișeurilor lor condescendenți. Pentru Dumnezeu, menajați-vă forțele. Ce nerușinare! Credeți că mă puteți închide între coperțile unui dosar pe care apoi să scrieți în grabă Chopin, volumele 1 și 2? Totul e aici, în mintea mea. Și puțin sunt cei care au reușit să ajungă la singurătatea mea. Lucrurile astea nu se pot pune pe hârtie. Atunci, dacă îmi permiteți, deschid dosarul și o să încep. Ați auzit această muzică pentru prima dată în Șafarnia în 1824 vara. Total greșit. E scris aici, negru pe alb. Era exact înaintea plecării mele la Varșovia, în timpul unei sărbări date în cinstea mea. Constanț cânta. Eu eram la pian când această melodie mi-a pătruns în minte. Mă mir cum de-a putut Constanț să cânte cu un acompaniament atât de jalnic. Bine. Unde am rămas? Uite, 1830, Varșovia. Aveți 20 de ani. Eu? Doamne, n-am fost niciodată atât de tânăr. Încă de pe atunci talentul vă era respectat și toți, dar toți vă socoteau salvatorul Poloniei. E pentru prima oară când aud așa ceva. Europa era devorată de patima revoluționară. La Paris, Carol al X-lea era detronat. Varșovia, sub cizma țarului, trăia în umbra fricii. Ora stingerii, arestările, execuțiile răspândeau teroarea în rândul populației. Prietenii dumneavoastră dispăreau unul câte unul. Unii erau acuzați de disensiune politică și închiși. Alții se întruneau din nou clandestin și luptau cu patimă pentru suveranitate națională. Cei care rămâneau veneau la această serbare ca să-și ia rămas bun de la dumneavoastră. Mi s-a dat în dar o cupă de argint ce conținea un pumn de pământ polonez. Aerul era înăbușitor. Toți vă iubeau și toți întrebau: de ce? De ce plecați? De ce-i părăsiți chiar în momentul în care aveau mai multă nevoie de dumneavoastră? Mințiți! Eu adun faptele. Atunci faptele dumneavoastră mint. Camarazii mei știau prea bine de ce plecam. Ca să deveniți Frédéric Chopin, muzicianul francez de origine poloneză. Ca să-mi îndeplinesc misiunea. Sărbarea s-a terminat târziu în seara aceea. Vitvitsky a rămas. Constanț de asemenea. Vitvitsky și-a recitat unul din poeme. Eu am cântat ultima mea compoziție. Și Constanț cânta. Eu eram la pian.
și auzeam în continuu și cealaltă melodie. Plecarea mă înspăimânta, mă rugam ca zorii să nu mai răsare niciodată. Ați auzit-o? Pe cine, Vitsky? Pe Constans. Mă simt cânt și mă simt puțin rătăcită. Nici măcar nu mă aud cântând, parcă eu aș deveni melodia. Vroiam să vă întreb dacă ați auzit această melodie, Frederic. Ce melodie, Vitsky? Cea pe care am auzit-o astă seară. Dincolo de cântecul Constanței, muzica ta în propriile mele versuri este suflul nostru, suflul polonez. Etienne, a sunat stingerea. Poliția nu va întârzia să sosească. Ascultați-mă pe mine. Există o melodie a pământului pe care te-ai născut, așa cum există un climat natal. Munții, pădurile, râurile și câmpiile au o voce interioară a lor, chiar dacă nu le-a fost dat tuturor să o audă. Și a cui e vocea asta? A melodiei slave, cea pe care toți polonezii o fredonează când sunt singuri, dar niciodată când sunt la oaltă. Tăceți! Aud pași! Dacă forțează ușa, suntem niște studenți care sărbătorim plecarea lui Frederic. Nu, au venit la noi. Au venit să pună mâna pe Pisulski. Nu le plac articolele lui. N-ar trebui să facem ceva? Mașinăria merge. Ea este datoare să răspândească vestea arestării lui Pisulski printre toți camarazii noștri. Fricek, insurecția e aproape. Ești gata de plecare? Da, pe viața mea. Nu uita, insurecția te trimite acolo. Ești singurul care poți să ne unești vocile. Ai la dispoziție un an ca să-ți scrii opera, imnul nostru național. Noi îl vom cânta pe baricade și el îl va surzi pe asupritorul rus din adâncul tuturor sărilor de opere europene până pe străzile Poloniei. El ne va trezi spiritul. Liniște! Liniște, îl duc! Nevasta lui nu va mai auzi niciodată vorbindu-se despre el. Calea e liberă. Fricek, redă-ne demnitatea națională. Opera poloneză ne va înflăcăra inimile. Spune-le tuturor că n-am să vă părăsesc. Opera voastră va fi gata într-un an. Acum vă las. La revedere! De data asta, dacă Vitsky este arestat, nu va supraviețui. O să iasă de acolo. Frederic, strânge-mă în brațe. Lasă-mă să plec cu tine. Constans, te rog, gândește-te la ei tăi. Nu o să mai îndrăznească niciodată să iasă în lume. Tot orașul va vorbi despre fuga fiicei lor. E tot una. Suntem ca și logotiți. Toată lumea o știe. Plec să îndeplinesc o misiune, nu pentru gloria unei cariere. Aș putea să te ajut. Voi fi invitată să cânt la Viena și la Stuttgart. Ai să ai toate înlesnirile ca să poți compune. Constans, n-aș putea accepta niciodată vreun ban de la tine. Nici de la tine, nici de la altul. Nici chiar de la tatăl meu. Te-ți amintești de concertul din octombrie? Noi urmam la sfârșitul programului după Kessler. Așteptam în lojă, ne țineam de mână și exact înainte să intrăm în scenă m-ai îmbrățișat. Mi-ai urat noroc și mi-ai spus: orice s-ar întâmpla, nimic nu ne va putea despărți vreodată. Nu e decât o chestiune de timp. O să mă întorc în Polonia cel mai târziu peste un an. Dragostea noastră poate supraviețui acestei despărțiri. Nu găsesc absolut nicio urmă din această scenă în dosarul meu. Cred că v-a scăpat. Din dosare reiese că n-a stat de vorbă niciodată cu Constanț Gladovska între patru ochi. E ridicol. Ați iubit-o de la distanță. O respectați și o admirați, dar ea n-a aflat niciodată. Cum putea să bănuiască? Vă prefăceați că nu vedeți că nu o întâlneați pe coridoarele conservatorului. Atât vă era de frică să nu observe ceva. Ne iubeam.
După o clipă de slăbiciune s-a hotărât să mă aștepte. A înțeles că opera mea e mai presus de orice. Nu s-a întâmplat niciodată ceva ce n-a fost vreodată exprimat. Ceea ce n-a fost vreodată exprimat, ci simțit, este nobil și va viețui veșnic. Deci sunteți de acord că nimic din toate astea nu s-au petrecut vreodată? Ba, din potrivă, domnule. Din potrivă. Mărturisesc că, grație ei, am cunoscut iubirea, suferința și exaltarea. Când am ajuns la Paris, ne-am scris ca doi amanți însetați unul de celălalt. Număram zilele. Prea iubita mea, cum aș alunga gândurile care mă trăvesc existența dacă n-aș simți o desfătare în a le cultiva? Nu știu ce-mi lipsește. Poate că am să mă liniștesc scriindu-ți. Știi bine ce mult îmi place să o fac. Mult iubita mea, sunt convins că încă mă mai iubești și m-am temut întotdeauna de tine ca de un fel de tiran. Nici nu știi cât te iubesc. Oh, ce n-aș da să te strâng în brațe? Nici nu o să știi vreodată. Mi-aș da jumătate din nefericita în viață. Iată scrisoarea o am. Decembrie 1830. Vedeți? Să nu vă mai îndoiți niciodată de mine. Ea nu este adresată Constanței, ci lui Titus Voițecovski. Lui Titus, misteriosul dumneavoastră prieten din copilărie. Uite ce e, domnule. Eu am să vă interzic să vorbiți despre el. Numele lui, în gura dumneavoastră, pare o floare de toamnă, o filită, zdrobită sub tălpile dumneavoastră. Bine. Cum doriți. Sunteți un zeu misterios și frumos care mi-ați învretnicit cu un zâmbet pe noi bieții muritori. Contesa a fost mișcată până la lacrimi și toată lumea știe că are o inimă de gheață. Astolf, de ce nu lăsați pe contesa să-și exprime personal admirația? Într-adevăr, Delfin, de ce nu? De fiecare dată când puneți ochii pe prietenul meu polonez, îmi trec prin inimă tot felul de presentimente. Mereu îl invit la mine, la Saint-Gretien, ca să se odihnească. Și el, ca un băiat rău ce este, mă refuză tot timpul. Marchize, despre ce fel de presentimente este vorba? Lumea știe că la Paris ați devenit un fel de Casanova, în preajma căruia nici o femeie nu se simte în siguranță. Marchize, dragă Chopine, recunoașteți că ați venit aici mai ales ca să zdrobiți inimile. Domnule Chopin, asta începe să mă intrige, dacă e adevărat ce se spune. Eu știu, frumusețea mă tulbură, dar nu mă duce la disperare, contesa. Lucrul ăsta mi se potrivește și mie. Că despre mine îmi place să cuceresc frumusețea sau să o inventez, dar fără să-i cedez vreodată. La drept vorbind, geniul meu misterios este aici ca să-și termine opera. Din acest motiv este extenuat și de aceea vreau să vină la Saint-Gretien și să stea acolo cât va dori. Spuneți da și să nu mai discutăm despre asta, dragă Chopin. Mă tem că trebuie să refuz amabil la dumneavoastră invitație încă o dată. Mă lupt în clipa asta cu actul 3 și mă simt puțin încolțit, știți. Care-i subiectul operei dumneavoastră, domnule Chopin? Delfin, nu-l întrebați! Detestă să vorbească despre asta. Chopiné pe undeva este un mazochist care îi place să saboteze talentul. Cam cum fac eu. E adevărat, domnule Chopin? Marchize, să vă spun. Absolut, să spun eu. Domnul Chopin nu dă niciodată concerte. Are oroare de așa ceva. Își petrece timpul inventând o mie și una de scuze ca să se eschiveze de la toate invitațiile care vin cu nemiluita. Deci trebuie să ne socotim privilegiați, fiindcă în seara asta am avut parte de un recital. Eu știu, ce păcat că soțul dumneavoastră n-a fost de față. Oh, da, Mircislas n-are niciun pic de ureche muzicală. În schimb, este înzestrat cu o vedere excelentă.
mereu la pândă după sâni bine dezvoltați și coapsea de menitoare. Cândva invidiam natura libertină și imoralitatea. Altădată îl invidiați? Da, acum îl imit. Mie ce-ți las? Și acum mai faci afaceri cu roșii? Da, da. Îi aprovizionează cu grâu și ei uită că e polonez, continuând să-l îmbogățească. Da, e dezgustător. Eu cred că e foarte rentabil, dragă de Custa. Eu cred că e foarte polonez. Prietene, mai faceți-ne una din imitațiile acelea. O să-i alungați contesei gândurile negre. O să-i descrețiți fruntea. Dar contesa n-are nevoie să fie bine dispusă. Nu dorește acest lucru. O să trebuiască să ghicim. Ce-i trebuie, contese? Nu! Pe cine imite Chopine? În sfârșit, bine. Cum doriți. Deci, ha! Chopin! Sprechen Sie Französisch? Da, domnule. Foarte bine, eu nu. Ce voreți să-mi cântați acum? Aș dori să vă cânt un concert în mi minor. Ale cui? Al meu. Aici s-a plimbat puțin câțiva pași prin camere, ca și cum, mă rog, în sfârșit, era foarte important. Aveți tuseul lui Field și cântați ca cramă. Deci v-a plăcut? Nu, n-am spus asta. Nu aveți școala. Înseamnă că nu v-a plăcut? Vă sfătuiesc să luați lecții cu cel mai bun profesor din Paris. Cu cine? Cu mine! Ei, scumpă contesă, ați ghicit? Kalkbrenner. Bravo, contesă, într-adevăr, cel mai mare pianist din Europa. Domnule Chopin, sper că i-ați respins oferta. Eu m-am gândit mult. La urma urmei, Kalkbrenner este o somitate pe care de multă vreme o admirăm în Polonia. Delfin, vedeți ce modest este micuțul nostru? Astolf. Da? Fiți atât de bun și mai aduceți-ne o sticlă de vin. Da. Deci? Băi, marchiză, m-am sfătuit atunci cu prietenii. Mendelssohn nici n-a vrut să audă spunând că acest Kalkbrenner nu-și pune tot sufletul în pian. Rossini m-a sfătuit să stau în casă și să mă păzesc de holera care a invadat străzile orașului. Iar Berlioz a avut o adevărată criză de furie, susținând că singura calitate a lui Kalkbrenner este numele lui străin. Mi-am întrerupt lecțiile cu el și am dedicat unul din concertele mele. Ați ales calea cea mai bună, cea a libertății. Toți cei care zboară în jurul dumneavoastră ca fluturii de noapte în jurul luminii, nu văd în dumneavoastră decât într-o chipare acestei libertăți. Oamenii văd de mine ce vor și eu îi las să o facă. Într-un anumit fel mi-ar plăcea să am chipul pe care ei și-l imaginează. Ați accepta să-mi dați lecții de pian? Marchiză, cu multă plăcere. Numai că din cauza holerii nu prea am curaj să ies din casă. O să vin eu la dumneavoastră. Ador pericolele. Marchiză, sunt foarte onorat. Na. Ce? Nu i-ați sărutat mâna. Vroiam să o fac. Ați vrut, dar n-ați făcut-o. Mă acuzați că mint? Vreau numai să vă ajut să vă amintiți ce s-a petrecut în realitate. Într-un mincinos și un om cinstit, cel cinstit minte cel mai bine. Nu va fi bănuit niciodată. În dosar scrie că la Varșovia insurecția nații nu prea mult. Vă rog, asta nu. Vă rog, nu. E prea penibil. Asta, vă rog să nu mai vorbim despre asta. Armata rusă a zdrobit-o pe cea a generalului Șovinski. Acesta a murit. Vă conjur, eroi. Vă conjur. Nu pot, adică...
Nu vreau, adică mă simt foarte slăbit. Asta nu slujește la nimic. La 8 septembrie are loc capitularea Varșoviei. Urmează un nou val de teroare, arestări, deportări și confiscări de bunuri. Vă implor. Vidvitski și ceilalți vă trimit mesaje disperate în care vorbesc despre umilință națională, despre părăsirea marilor vise de independență care au hrănit o întreagă generație. Dar niciodată despre o operă. Da, spuneți-mi acum, cum poate un bărbat ca dumneavoastră, repetând ca un papagal cu dosarul în mână, să înțeleagă ce îmi trece mie prin cap? Nu aveam un libret care să mă mulțumească. Credeți că o să-l găsiți la cei bogați prin saloanele aristocrației pariziene? Viața era pe stradă, acolo unde compatrioții dumneavoastră cădeau ca muștele. Sunteți crud. Îmi fac datoria. Asta nu era decât o aparență. În plus, îmi făceam relații la aceste saloane. Era cel mai bun lucru pe care l-aveam de făcut. Pentru cine? Pentru cauză. Pentru mine. Dați-mi voie. Când a izbucnit holera, ați încetat să mai ieșiți serile. Gata cu saloanele, cu recitalurile improvizate, cu mesele rafinate și cu lungile conversații picante. O vreme doar. Vă era frică de moarte? Dumneavoastră, nu? Am ajuns să-mi reprim această frică, dacă e vorba de viața dumneavoastră. Ah, Doamne, e atât de simplu. Nu-i așa? Când este vorba de viața mea, n-aveți nimic de pierdut, nici de câștigat. Nopțile astea lungi, încărcate de mirosul morții din stradă, și eu închis aici, cu temerile mele, fără să-mi dau seama dacă holera de afară mă îngrozește sau mă exaltă. Nu mi-era frică de moarte, nu, dimpotrivă. Mi-era frică să nu îndrăgesc. Numai Titus înțelegea. Ceilalți credeau că e vorba de o extravaganță romantică. Ce cauți aici, femeie? Cine ești? Un cadavru cu fața mâncată de holeră. Ai venit să mă contaminezi. Ieși, te rog. Te dezgust, nu-i așa? Te rog să rămâi unde ești. Te întreb dacă sunt tânără sau bătrână, bogată sau săracă, femeie sau animal. Dar nu-ți dai seama ce mult semănăm? Nu. Un cadavru ca mine nu poate avea nici tată, nici mamă, nici frate, nici soră. Nu pot avea nici țară, nici amant. Nu pot avea prieteni cu care să vorbesc pe limba mea. Nu pot vedea pe nimeni. Mi-e frig. Mă simt singură. Te rog să pleci. O să găsești alta de post. Nu. E imposibil. O să mă urmărească cu câini și cu bastoane. Cei sănătoși supraviețuiesc suprimându-i pe cei bolnavi. De ce ai ales casa mea drept adăpost? Fiindcă suntem două cadavre ale aceleiași specii. Suntem amanți în inima morții. Sunt atâția care mor în clipa asta. Copii în brațele mamelor lor, suflete bune și rele, dar eu de ce? Înainte să mă lovească holera, eram ca o floare care crede că soarele o va încălzi mereu. Când mă gândesc la minciunile îngrozitoare cu care m-au hrănit cei vii, îmi spun că și de asta sunt sătulă, că ceea ce mă rămâne de făcut este să mă bucur mai degrabă de moarte decât de viață. E mai cinstit. Îi iubesc pe cei morți. Dacă doriți, contesă, o să începem lecția imediat. Delfin. Delfin. Abia aștept să aud ce ați pregătit. N-am încetat să mă gândesc la opera dumneavoastră. Da? Nu mă puteam opri.
Îmi spuneam că anumite persoane pe care le-ați cunoscut de-a lungul vieții vor avea norocul să vă servească drept modele pentru personajele operei dumneavoastră. De asta n-am dormit toată noaptea. Nu știu. Chiar dacă va fi așa, aceste persoane nu se vor recunoaște niciodată pe scenă. Dacă vreți să începeți. Da, da. Aș dori să mă așez la pian așa, da? Deci e corpul drept? Da, suplu. Da, suplu din cap până în picioare. Fără încordare. Cu mâinile suspendate firesc în aer. Cu coatele pe lângă corp. Contează fiecare deget să-și păstreze individualitatea sonoră și în același timp independența. Vă rog, vă rog să păstrați măsura. Numai așa o să realizați un rubato expresiv. Vă rog, gândiți-vă la un copac. Nu? La un copac. Vântul se joacă în ramurile lui, dar el nici nu se clintește. Nu, 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 vă rog, nu așa. Apăsați ușor pe pedală. Nu cântați brutal de pe care lătra un câine. Vă rog, contesă, ușor! Păstrați măsura. Mențineți ritmul la mâna stângă și frazați cu mâna dreaptă ca și cum un copil ar pune o întrebare. Numai așa muzicianul va visa, va gândi. Contese, vă rog să renunțați la sonoritatea dulceagă pe care o puteți folosi la seratele dumneavoastră. Dacă vrei să ajungi pianist, trebuie să studiezi. Mai devreme sau mai târziu trebuie să renunți la anumite plăceri. La pian trebuie să vă bazați pe intuiție. Asta fac mereu. Contese, vă invit să mai cântați odată acest ultim pasaj. Noaptea trecută am visat că eram eroina operei dumneavoastră. O Jeanne d'Arc poloneză luptând cu inamicul ca să-și salveze iubitul din închisoare. Din cauza muzicii se iscă tot felul de scandaluri mondene care circulă în saloanele pe care le frecventați. Așa este. Dar pot să o compui fără ca înainte să fi gustat din plăcerile vieții. Singurul meu regret, contese, este că talentul dumneavoastră pianistic nu este tot atât de mare ca și cel în a savura plăcerile vieții. Cântați, vă rog. Păi frică de mine? Cum? Parfumul meu în apartamentul dumneavoastră. Vreau să știți că nu sunt de fel ca și contele de Flahan sau ca ducele de Orléans și Zygmunt Krainsky. Deci și dumneavoastră vă coborâți urechea la scandalurile mondene despre care se bârfește la un pahar de șampanie. I-am iubit pe toți, chiar dacă abia așteptam să scap de ei. Atunci cum ar trebui să vi se spune? Liberă. Exact ca și imaginația dumneavoastră. Nu vedeți că fac parte din opera dumneavoastră? Contesă, mă tulburați. Vă întreține soțul dumneavoastră. Îl înșelați profitând de moștenirea amanților dumneavoastră. Vă etalați defectele muzicale cu prețul sudorii frunții mele și acum operă. Sunteți imorală, perfidă și nici nu găsesc cuvintele. Cântați-le! Cum? Cântați tot ce gândiți despre mine. Aha, ei bine, așa voi face. E timpul să plec. N-a mai revenit niciodată să ia lecții de pian. După unele zvonuri s-ar fi întors la soțul ei ca să-l părăsească din nou. Personajele secundare nu mă interesează. Delfin Potocka parcă nici n-ar fi existat. Dar la acea epocă dumneavoastră v-a mers foarte bine. Vă produceați în cele mai selecte saloane pariziene, iar elevii dumneavoastră erau din înalta societate europeană. De altfel, nu puteați refuza ofertele de recitaluri cu care erați asaltat. Știați să vă învăluiți în nori mistici. Uite că mi-aduc aminte, în timpul concertului mă simțeam stingherit. Stingherit, asta-i tot.
Publicul mă intimida. Toate mirosurile alea mă sufocau. Eram paralizate privirile alea curioase. Liszt insista mult asupra acestor concerte. Trebuie să cântăm sâmbătă viitoare la familia Rothschild. Tot Parisul va fi acolo ca să ne vadă. Și eu îi răspundeam: Franz, tu ești virtuos. Ești născut ca să-i dai gata pe toți, așa că du-te tu, dă-i gata pe cei din familia Rothschild. Da, de câte ori venea la mine în vizită, mă pregătea pentru un recital sau pentru un concert. Într-o seară v-a cerut-o pe neașteptate. Ah, diavolo, cât îi mai trecea prin cap. Tocmai vă instalați în noul apartament din Chaussée d'Antin și iată-l că sună la ușă chiar în toiul nopții, însoțit de mai mulți prieteni de dumneavoastră. Surpriză! Adusese mâncare și vin. Dar nu cafea. Berlioz se tot înguia că n-avea cafea. Balzac a ieșit în viteză și a cumpărat un kilogram întreg. E tot ce am putut salva din ghearele vulturilor alora. Mulțumesc, dragă Liszt. Dar poate că tu ai în cap un concert și poți mânca liniștit în colțușorul tău, da? Dragă Chopin, cine vorbește de concert? Singura muzică importantă pentru mine în această clipă este cea pe care o fac dinții mei care mușcă din acest pui. Ce ai? Ce te tulbură? E scrocul ăsta de Schlesinger. Editorul tău vrea să mă strângă cu ușa. Nu puteți ajunge la o înțelegere? Nu, vampirul ăsta vrea să semneze în alb. De ce râzi? Râde, amice, fiindcă toți știu că nu există niciun alt muzician la Paris capabil să-și negocieze un contract atât de bine ca tine. L-am auzit pe Schlesinger spunând într-o zi: Chopin e mai rău decât 10 evrei la un loc. Tragiți fără rost, crede-mă. Tu nu bei? Nu, scuză-mă, nu beau din vinul ăsta. Și nu mănânci nici pui. Țin regim. De asta nu transpir niciodată, fiindcă ții regim. Franz, ce cu tine? Eu te cunosc bine, parcă ai febră. Pe chipul tău văd o umbră de care mă tem. Nu m-am mai simțit atât de rău de când a murit tata. O femeie? Caroline de Saint-Cric. Fata ministrului comerțului? Un înger. Îi dădeam lecții de pian. Îmi mărturisea toate gândurile și aspirațiile ei. Nu eram în stare de nimic. Îmi tremurau mâinile când îi îndreptam poziția degetelor pe claviatură. Mă aplecam adesea peste umărul ei când cânta. Părul ei îl atingea ușor pe al meu. Dacă lucra bine, drept recompensă cântam una din compozițiile tale. Ne iubeam ca îngerii din paradis. Eram fericiți. Făceam tot felul de vise. Azi dimineața am primit o scrisoare de la domnul ministru. Trebuie să întrerup lecțiile cu Caroline. Se va căsători cu contele d'Artigot. Valetul lui mi-a făcut socoteala pentru tot ce-mi datora pe ultima săptămână. Bietul meu, Liszt. Totul e împotriva mea. N-am nicio șansă. Fără bani în bancă, fără nicio proprietate, fără reputație, nu fac doi bani în ochii domnului de Saint-Cric. Tu, Franz Liszt, care ești aclamat în toate capitalele europene. Nu sunt nici duce, nici conte. Tot talentul meu nu îmi slujește la nimic. Noi suntem artiști. Ne permit din când în când să-i distrăm, ne aplaudă cum ar aplauda câinii de circ când sar printr-un cerc. Ne plătesc lecțiile, ne copleșesc cu gadouri extravagante după concert, dar când e vorba de fiicele lor, noi suntem decât niște bufoni. Pe deasupra și străini. Străini vom fi până la sfârșitul zilelor noastre. Și tu simți la fel? În ultimul timp, mai mult ca oricând. De câte ori închid ochii, văd Varșovia. Ah, și eu văd Budapesta în toată splendoarea ei. Doamne, doamne, cât e ceasul? Toți au plecat. Era să uit, i-am promis lui Pleyel că o să cânți pe 21 decembrie. Te lăsăm să-ți alegi singur programul. Mai aveți 10 minute, domnule Chopin. Claire, e lume? N-a mai rămas niciun loc. Domnul Pleyel este foarte mulțumit. Dacă îmi dați voie, eu cred că Parisul o să ține minte pentru totdeauna această serată. Mulțumesc, Claire. Fii bună,
Ajută-mă să-mi pun butonii și mantoul, da? Te rog. Ah, ce lucruri fine purtați, domnule Chopin. Și costumele dumneavoastră, și ghetele, și pălăriile. Acum am să vă masez ușor închieturile. Ah, bine faci. Dacă într-o bună zi am să întâlnesc o femeie cu mâini atât de blânde ca ale dumitale, voi fi gata, poate să mă și însor cu ea. Domnule, a sosit momentul. Da. Mult succes, domnule. Mulțumesc. Credeți-mă, domnule, ați face mai bine să colaborați cu noi. Înforțați ușa apartamentului și mai aveți îndrăzneala să spuneți că sunteți un popor civilizat. Aici suntem în Franța, domnule. Suntem în serviciul guvernului țarist, care are brațul lung. Ce vreți de la mine? Eu sunt artist. Sunteți polonez și dacă vă aflați aici fără să fi fost deportat, înseamnă că vă opuneți țarului. Haideți. Fiți bun și dați-mi el. Ce să vă dau? Manuscrisul operii dumneavoastră. Oh. Opera mea nu vă privește, domnule. L-am arestat pe Vidvitski. L-am torturat și până la urmă am mărturisit. Vă gândeați să răsculați masele cu opera dumneavoastră revoluționară. Manuscrisul, domnule. Mai bine mor. Aveți rude în Polonia? Și nu cred că v-ar plăcea să li se întâmple ceva. De ce nu vreți să colaborați? Guvernul rus e gata să vă ofere titlul de pianist al curții imperiale ruse. Și asta înseamnă prestigiu ca și un salariu anual considerabil. N-am participat la Revoluția din 1830, dar am fost din toată inima alături de cei care au luat parte la ea. Mă consider un exilat și datorită acestui titlu nu mai pot accepta un altul. Cu mutrele lor buhăite de vodka și caviar, explodând deodată. Toată sala ar fi trebuit să se prăbușească. Bum! Doamne, doamne, după toată povestea asta, nu trebuia să se vorbească decât despre tine în cercurile poloneze, dragă Chopin. Ah, așa cred și eu, doamnă contesă Wodzinska. Vai, vai, vai. Oh, doamne. N-am decât să fiu singurul aici la Marienbad, care zăm guturai în plin august. Ah, vrei să intri în casă? Nu. Parcul ăsta mă încântă. Ah, totdeauna ai fost fragil și atunci când erai mic, când copiii mei erau în pensiune la tatăl tău la Varsovia. Câte mai povesteau despre sănătatea ta. Serios? Tereza, cea mai mică dintre fetele mele, te numea domnișoara Frederica. Mi-auzi. Sau domnișoara el. Iar Maria, Maria spunea că îi amintești de eroul unuia dintre romanele pe care le devora pe vremea aceea. O făptură cu înfățișarea delicată, dar cu o mare forță interioară. O, Doamne, cât s-a schimbat Maria, fata dumneavoastră. Când am văzut-o anul trecut la Dresda, nu-mi venea să cred ochilor. Ei, anii fac minuni cu noi femeile. Eu nu știu cum, dar... Dar observ în ultimul timp că îți petreci tot timpul singur cu Maria. Ca și cum lumea a încetat să existe. Îți neglijezi corespondența, prietenii... Aseară n-ați cinat cu noi. Știți, îmi închipui că ați făcut o lungă plimbare în grădină și că acolo ai răcit, nu? Maria v-a spus ceva? Nu, probabil. Nu. În schimb, mi-a cântat un cântec pe care îl ai dedicat. Este foarte frumos. Da. Ultimile versuri m-au intrigat. Deși tot timpul te-am iubit, cu altul te-ai căsătorit. Vedeți, l-am dat ieri aici, în acest parc. Ah, îmi place lumina la acest ceas al zilei. E, da. Eu îl numesc, știți cum îl numesc eu, doamnă? Nu. Ceasul gri. Ceasul gri.
E momentul în care mă simt cel mai liber. Liber de orice conveniențe, de orice ambiție. Liber de mine însumi. Clipa asta, tu mă sperii. Asta nu seamănă cu tine, Friček, să te aventurezi atât de departe în parc. Ce s-a întâmplat aseară? Aseară i-am povestit Mariei un vis pe care n-am avut curajul să-l povestesc nimănui până acum. Niștea lui Titus. Erați aici, în acest loc din parc? Da, da. I-am luat mâna și am spus vreau să mă întorc în Polonia. Da. Să mă stabilesc lângă Varșovia. O să le predau tinerilor muzică, iar în restul timpului o să compun. Să te căsătorești cu mine, Maria? Da. Să ne întoarcem acasă. Hai, Friček. Doamnă, v-a spus cumva despre cererea mea în căsătorie? Nu, dar îmi cunosc fata. E copleșită de muzica ta. Din cauza ta a început să compună. Știți, am sărutat-o. Cum? Am salutat-o chiar aici, în fața acestui boschet. Am nevoie de binecuvântarea dumneavoastră și a domnului Conte, soțul dumneavoastră. Friček, iubitule, ai binecuvântarea mea. Întotdeauna mi-am dorit să fii fiul meu. În ce-l privește pe soțul meu, trebuie să-ți cer să ții în secret logodna voastră până când am să găsesc momentul potrivit să-i strecor o vorbă. O să-i vorbesc astă seară? Nu, prefer să-i vorbesc eu. Nu o să socotească asta contrar conveniențelor? Și pe soțul meu îl cunosc bine. Cât despre tine, odată reîntors în Franța, să-mi faci plăcerea să te îngrijești. Ce viitor o să ai dacă ești bolnav? Trebuie să te culci cel mai târziu la 11 și să porți lingerie de lână și șosete calde. Maria mi-a promis că o să-mi tricoteze o pereche de papuci. Ne apropiem. Ascultă, aud fanfara. Am ajuns. Ce ciudat. Aseară cântau același lucru. Cum eram beat de fericire, am făcut ceva de care nu m-am crezut niciodată în stare. Ce? Am acompaniat fanfara. Maria îmi striga: Carissimo maestro! Lumea s-a oprit din dans și mă privea cu gura căscată. Mă contopisem cu ei, cu muzicienii, cu mulțimea. Parcul, cu Maria, cu ora ce amurul, totul era posibil, se putea întâmpla orice. Iubești pe Maria? Uite, ce întrebare. Ca și cum eram incapabil să iubesc. Numai dumneavoastră puteți răspunde. O iubesc pe Maria. O să fie o soție ideală. Da, dar nu a dumneavoastră. Un an mai târziu ea se va căsători cu Skrabek. O, Doamne, cât trebuie să mă disprețuiești. Îmi place muzica. Muzica dumneavoastră. Păi, nu sunteți singurul. Tuturor le place muzica mea și toți îl disprețuiesc pe compozitor. Maria mai putea aștepta? Cine știe? Aia nu se pricepe să aștepte. Din clipa în care tatăl ei s-a opus planului dumneavoastră, ați uitat totul. Trebuia să insistați. De ce n-ați atacat din nou și nu v-ați luptat pentru ea? Așa mi-a fost soarta.
Dacă dumneavoastră credeți că îmi puteți retrăi viața mai bine decât mine, vă rog să o faceți. Am încercat. Dar nu mi-a mers. Când am înțeles că nu o să pot niciodată să fiu ca dumneavoastră, am acceptat rolul de a vă cunoaște mai bine ca oricine. E ciudat, e foarte ciudat. Sunteți obsedat de trecutul meu și eu eram mereu speriat de viitor. Ce ciudat, nu? Ați văzut? Mi-era atât de frică. Iată scrisoarea Mariei. Nu pot să vă scriu decât aceste câteva cuvinte ca să vă mulțumesc pentru frumosul caiet pe care mi l-ați trimis. N-am să încerc să vă spun câtă bucurie m-a cuprins primindu-l. Primiți, vă rog, asigurarea tuturor sentimentelor de recunoștință pe care vi le datorez. Fiți încredințat de atașamentul pe viața al întregii noastre familii și mai ales al celei mai proaste eleve și prietenei dumneavoastră din copilărie. Adio! Mama vă îmbrățișează cu multă tandrețe. Adio! Nu ne uitați! Adio! Maria! Concentrați-vă, domnule. Eu sunt o ghicitoare de înaltă clasă. Cheia tuturor viselor nedescifrate se află la dumneavoastră. V-a trebuit mult curaj ca să veniți să mă consultați. De ce? Eu călătoresc cu spiritul în spațiu. Cine e cu dumneavoastră? Întotdeauna sunt singur și am mereu aceeași neliniște. Mă văd într-un lac. Mânec. Picături de apă rece cad pe pieptul meu. N-am aer. Mă sufoc. Nu pot să mă mișc, nu pot fugi. Nu pot rămâne la suprafață. Nu fac altceva decât să mă scufund și iar să mă scufund până când vă vedeți mort. Am supraviețuit atâtor făpturi mai puternice și mai tinere decât mine, încât ceea ce mă sperie nu e să mă văd mort, ci să mă văd trezindu-mă dimineața, să-mi iau micul dejun, să dau lecții, să merg la serat. De asta sunteți aici, la mine. Da. Nu știu pe ce drum să o apuc. Dacă mă căsătoream cu Maria, totul ar fi fost atât de simplu. Sau dacă m-aș fi întors atunci în Polonia, mi-aș fi regăsit părinții, surorile. Dar asta nu se mai poate acum. Vreți să vă vedeți viitorul? Da. Stați jos. Concentrați-vă mai întâi asupra muzicii. Aud muzica. Muzica valurilor. Un vapor. Un drum pe mare. Când vaporul atinge pământul, niște străini vorbind într-o limbă pe care nu înțelegeți. Vă așteaptă. Vă poartă pe umeri și vă duc la o mănăstire părăsită. Apoi vă închid într-o celulă în formă de sicriu. Ferestrele dau spre o livadă de portocali. În fața unei ferestre e un pat. Pe pat e o femeie. Însoțitoarea dumneavoastră. Nu e nicio femeie. Ba da. Sunt singur. Nu. Nu-i cu mine decât pianul meu și Titus. Nimeni altcineva. Doamna,
George Sand, scriitoare. Domnul Frederic Chopin, pianist și compozitor. Și pe deasupra clopnul seratii noastre. Madame? Încântată să vă cunosc. În sfârșit, domnule Chopin. Oh. Domnul de Piston mi-a făcut această plăcere. Oh, dar eu ne înțelegem. Mii de fulgere și trăznete. Doamnă, pe mine mă cheamă Hector Berlioz. Și sunt singurul muzician adevărat în acest oraș care vorbește franțuzește fără accent. Dragă de Piston, parcă ar fi o fată, nu găsiți? Închipuiți ce-o crede el acum, probabil că își pune că aveți un aer mai curând dezagreabil și se întreabă dacă sunteți chiar femeie cu trabucul ăsta în gură. Vedeți, că pentru că totul este artistic în fond, chiar și tremurăturile, spasmele, dinții strânși, frisoanele, sudoarea rece, gesturile convulsive și pierderea conștiinței, criza, uite-o, că i-a sfârșit compozitorul din nou la masa lui de lucru, zdrobit de oboseală, palpitând, fără să-și amintească nimic din tot ce s-a întâmplat. Dar constată cu plăcere că pe hârtiile lui sunt scrijelite note scrise cu patos. S-a născut o simfonie. Cred că o să plec. Prea am chef de acest gen de exhibiționism adolescentin. Vă rog să rămâneți. Nu vă place Chopinul al nostru? Prefer spanacul. Nu așa se cânta simfonia fantastică. Important este ca mâinile dumneavoastră să zboare cât mai sus în așa fel încât toată lumea să vă vadă butonii de diamante. Iar când cântați să registru un mijlocin, arătați-vă pantofii din piele de șarpe. Ușor, de jos în sus. Dragă George Sand, nu vi se pare minunat puloverul meu? De când m-am întors din Rusia, încerc să-l fac să vină la Saint-Gatien. Am o cameră numai bună pentru el, albă, spațioasă, cu un pleiel și multe porțelanuri. Camera e gata de 8 ani, degeaba. Nu poate fi sedus ca orice bărbat? Este o ființă care trebuie să cucerească și să iubească. Ce ciudat! Și eu simt nevoia să cuceresc și să iubesc. Asta mă liniștește. Nu pot să fiu gelos pe voi. Risca să formați un cuplu absolut ridicol. But nine. Dați-mi voie, domnule Thalberg. Sinfonia fantastică nu poate fi legată într-o cămașă de forță. Nu, ea trebuie să-și ia zborul. Mereu le văd cu ochii minții pe Beethoven în sală. Ce surdie! Câți ani aveam eu atunci? De să mă gândesc că aveam 12 ani. Beethoven stătea în primul rând. Când am terminat de cântat, s-a urcat pe scenă și m-a îmbrățișat. Domnul Chopin poate să cânte și muzica lui Chopin tot atât de bine? Vă rog, nu este în formă. E vorba de o poveste nefericită cu o aristocrată poloneză. Mm-hmm. Cred că este dezamăgit. Domnule Chopin, aș fi foarte fericită să vă primesc la primăvară în casa mea de la Noa. Oh, madame. Adică acolo o să găsiți destui clienți și o să vă petreceți 3 luni liniștite pe malul Rinului. Oh, monsieur. Așadar, domnule Chopin? Domnule Pleiel, uitați-vă la pian. Ia uitați, lista mai masacrat 1. Vai, domnule Pleiel. Ia uitați-vă, placa de bronz e crăpată. Claviatura e făcută bucăți, pedalele au dispărut. Nu cumva asta e cam scumpă? Clar. List și Maridagu vor fi și ei acolo. Vă face un mariaj foarte bun, toți 4. Nu credeți? Ba da, sunt sigur. Va fi minunat în 4. Din nefericire nu pot accepta. O să-mi petrec vara la Londra. Dar Chopine, gândește-te la sănătatea ta. Londra este un oraș cenușiu și ploios. Atunci rămâne pe altă dată, domnule Chopin. Pot să aștept. Dacă îmi pun în cap să cuceresc pe cineva, nu dau înapoi decât atunci când sunt refuzată. Cred că sunt în plus. Mă așteaptă cartea mea de călătorii în Rusia. O să mă consolez devenind bogat și celebr. Nu vă cer să mă iubiți, domnule Chopin, ci doar să iubiți.
O făptură ca dumneavoastră nu poate iubi decât puritatea și frumusețea. Viața cu grijile ei domestice, căsătoria, afacerile. Se opun naturii dumneavoastră și naturii mele. Suntem mai buni când iubim cu o iubire sublimă. Nu pot alunga amintirea alteia din inima dumneavoastră. Nu vreau să fur pe nimeni nimănui. Am să fiu pentru dumneavoastră ca o Italie însorită, unde nu trebuie să rămâi prea mult. Dacă în inima dumneavoastră pot încăpea două iubiri, una trupească și alta sufletească, noi doi vom fi foarte fericiți. A existat vreodată iubire fără sărut și sărut fără voluptate? Anumite gesturi mă tem că pot întina mai târziu amintirea. O, biet înger! Dar ăsta este gestul cel mai serios și cel mai sublim. Nu-i înțelept să disprețuiești trupul decât la făpturile care nu sunt decât trup, dar când e vorba de cele care vă iubesc. Nu, vă rog, nu suport vulgaritatea. De asta nu mă interesează literatura care se scrie astăzi. Omul eșuează atât de jalnic în vulgaritățile acestea. Ele le sunt desigur necesare personajelor romanelor dumneavoastră. Un an ca să-i acceptați iubirea. Un an? Așa scrie în dosarul dumitale. Da. Un an care a trecut foarte repede. Niciodată n-am fost atât de fericiți împreună, așteptând, sperând, dar mai ales închipuindu-ne ce o să ne oferi viitorul. Dar de ce ați așteptat? Eu n-aș fi procedat așa. Întotdeauna mi-am încercat norocul. Adică vreți să spuneți că sunteți ca toți ceilalți? Dar aveți o soție, o casă, copii? E imposibil. De ce? Pentru că dumneavoastră nu existați decât în umbra vieții mele. Mai bine spuneți-mi în ce privește pe Jean. Oror! De ce ați șovăit atâta? Din cauza copiilor ei, Maurice și Solange? Nu, i-am iubit. Din cauza scrierilor ei radicale? Încet, încet, am început și eu să iubesc cărțile. Din cauza bărbaților cu care avusese legături, din cauza zvonurilor privind patima ei nepotolită, în ce mă privește, m-aș fi simțit foarte prost dacă... Mă iertați. Unde vă e dosarul? M-am aprins. Uneori mi se întâmplă chiar să uit date și nume sau să-mi rătăcesc dosarul. Când am plecat în Mallorca cu ea, aveți așa ceva în dosar? Cred că da, totul e aici. Mă rog, aproape totul. Ziceam bolnav ca un câine, la Palma, printre palmieri, păduri de aloes și cipri. Eram răcit, deși era foarte cald. Oror mi-a dus 3 doctori. Unul mi-a mirosit scuipatul. Al doilea m-a bătut pe spate să vadă de ce scuipam. Al treilea m-a palpat ascultând cum scuipam. Primul mi-a spus că o să crăp, al doilea că o să crăp foarte repede, ultimul că deja crăpasem. Da, grație providenței, am redevenit eu însumi. Da, ea v-a îngrijit. Oh, da, ca un înger. Ați lăsat-o pe ea să hotărească totul. Vroia să facă o călătorie. O idee bună, când plecăm? Vroia să ia copiii cu ea. De ce nu? Italia? Minunat. Nu, Mallorca. E și mai bine. Angiul crede că sunteți atins de holeră și vrea să vă ardă patul. Să plecăm de aici. Și unde să mergem? Într-o mănăstire părăsită în mijlocul munților, de unde fug până și șoarecii. Toate astea erau
au scris acolo sus? Nu, n-ați făcut altceva decât v-ați părăsit îndatoririle și renunțând la ele, ați renunțat și la voința dumneavoastră. Viața noastră este simplă când și-o asumă altcineva, nu-i așa? Dumneavoastră sunteți în măsură să răspundeți la asta. Adevărul vă rănește. Adevărul n-a fost niciodată suficient. Cu siguranță că v-ați dat seama la mănăstire că v-ați înșelat, urmând orbește. Celula tristă și rece în care trăiați atât de departe de sat trebuie să vi se fi părut... Mă rog, nu spuneți nimic. Știți că n-am ieșit niciodată din ea. Într-o noapte de groază mă așteptam pe Aurore cu înfrigurare. Mă așteptam de ore întregi. Deliram. Vocile țăranilor se auzeau din sat. Mă torturau. Credeam că ați murit. Furtuna ne-a întârziat. Întorcându-ne de la Palma, călăuza a făcut cale întoarsă cu catârului cu toți și ne-a lăsat pe Mori și pe mine în noroi. Ne-am plâns până aici prin întunericul nopții. V-am văzut moartă, înnecată, ca și mine, cu picăturile de ploaie căzându-vă pe piept. Cum ați căzut în lac? M-am alunecat, dar nu mi-am păsat. Știați că urmează să ne întâlnim? Speram să vă găsesc aici, așteptându-mă. Ascultați, ascultați ploaia cum cade pe lac. Noi suntem la adăpost acum, aici, pe fundul acestui lac. Dumneavoastră și cu mine suntem unul. Vă ascult muzica aici, printre îngeri. Toate lucrurile care m-am plâns, singurătatea, absența curierului, țăranii stupizi care se duc și vin de la munca lor, psalmodiindu-și monoton rugăciunile, toate astea le-am și uitat. Mi-am dorit această clipă, mângâierile tale. Acum suntem goi în fața misterului divin. Sărută-mă, adoratule. Stați, stați, nu vă mișcați. Doamne, cât sunt, vă aduc schimburi. Tremurați ca frunza. Promiteți-mă, dacă într-o zi nu o să-mi stăpânesc pasiunea, o să aveți puterea să mă opriți. N-am să pot suporta să vă văd cum să vă stingeți. Cât dreptate aveați. Trebuia să rămânem proprii noștri stăpâni. Doamne, astăzi suntem în 10 februarie 1839. Începând de astăzi trebuie să ieșim. O să aveți nevoie să ieșiți la aer. Mâine e carnaval în sat. O să mergem să le vedem pe maimuțele alea oficiind o căsătorie. Da? O să cântăm, o să dansăm. Odihniți-vă acum, dragul meu. Puneți-vă capul pe genunchii mei. Odihniți-vă. Îi admir pe actori. Dar ca toți actorii sunteți orgolios ca un domn. Dragă Chopin, dați-mi voie să vi-l prezint pe Pierre Bocage, marele actor. Sunt sigur că are mult talent. Da. Draga mea prietenă, când ne-am văzut ultima oară, ați promis că-mi scrieți o piesă. Nu mai țin minte. Să fie semn că îmbătrânesc. Asta s-a întâmplat acum câțiva ani, la premiera cu Lucreția Borgia, de Victor Hugo. Incursiunile mele în teatru n-au avut niciodată prea mult succes. Ce păcat! Aveți simțul dramei și eu am talentul meu de a juca drama. Plec în turneu la Sankt Petersburg. Domnule Chopin, nu v-ar face plăcere să vizitați într-o bună zi Sankt Petersburg?
N-o să mă cobor niciodată până într-atât încât să vizitez această țară de sclavi. La Sankt Petersburg, probabil că mi s-ar interzice ce să fumez în salon. Voi, doamnă, dar nimănui nu este permis să fumeze în salon. Îmi dau seama. Și acum următorul număr în programul acestei serii. Duetul nostru din opera lui Bellini. Exact. Da, cu Chopin acompanii la pian. Nu în seara asta, Aurora. Nu mă simt prea bine. Ah, Bocaj, face o parodie minunată. Vă temeți de competiție? Nu, mă tem de parodie. Pe de altă parte, am un profund dezgust pentru competiție. Da? De ce, mă rog? Fiindcă ne risipește iluziile. După aceea ai sentimentul că nu ești decât un număr. Trebuie să înțeleg că lui Chopin nu-i place Bellini. Nu, iubite prietene. Chopin e pur și simplu epuizat. Are nevoie să fie distrat. Da, foarte bine. Atunci să-i facem această plăcere. Ei bine, ce o să fie de data asta? Un dans nou? Marionete? Mai e o surpriză, dragă Chopin. Știți romanul la care lucrez, Nebunește, de două luni? E aproape gata. Bocaj și cu mine o să vă prezentăm un fragment din el. Dacă vă îndeamnă inima. Bineînțeles. Cum se numește romanul dumneavoastră? Lucreția Floriani. Este vorba de o mare actriță cu succes și ca dramaturg, da, care îi plăcea să scandalizeze lumea cu franchețe. Mi place. Lucreția, 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 Lucreția. Opriți-vă. Ce este? Bocaj, vă rog, lăsați-ne. Lui Chopin este rău. Bine, mă duc, doamnă. Nu v-a plăcut fragmentul meu de roman, Șuca de mine și de Bocaj? Dacă sunteți gelos, mă bucur din tot sufletul. Asta înseamnă că mă mai iubiți încă. Nu e vorba de gelozie. Atunci despre ce e vorba? Despre gelozie. Cum ați putut invita acest actor mediocru la Noa? Cum vă puteți petrece seriile cu el ca și Frederic, cum... Frederic, calmați-vă. Am citit scrisoarea pe care v-a scris-o. Nu mă las păcălit. Așa că de ce continuă să se prefacă? Eu pot muri azi sau mâine. Și tot vă mai temeți de adevăr. Niciodată nu mi-a fost frică de adevăr. Bocaj a fost cândva amantul meu. Acum suntem prieteni. Aș fi preferat o minciună. De când a murit tata, număr zilele care mi-au mai rămas. Chiar am început să-mi fac ordine în lucruri. Opera mea este aproape terminată. E tot ce lasă moștenire Poloniei. Mă regăsesc într-o atmosferă stranie, alcătuită din imagini. Îmi visez copilăria, casa părintească, părinții, surorile. Astăzi mă simt inutil. Nu mai reușesc nici măcar să adun la un loc sunetele. Vă rog, Oror, trăiesc între două crize. Iertați-mă că am citit scrisoarea. Sunt gelos. Simt că o să mă părăsiți. Vă implor. Nu plecați. Vă implor. Dar nu dumneavoastră trebuia să fiți gelos, ci eu. Dumneavoastră? Da, în ultimul timp vă petreceți tot timpul cu fata mea. Solange este doar eleva mea. Are 16 ani, e curată, nu are trecut și natura ei spirituală corespunde cu a dumneavoastră. Oror! În timp ce eu sunt o femeie stearpă, uzată, indiferent de aspirațiile mele de scriitoare. Solange nu mai are nevoie de lecții, e o pianistă mediocră, care nu va face altceva decât va distra un soț și un cerc de prieteni. O să se mărite cu Jean-Baptiste Clesinger. Sculptorul? Da, se iubesc. Dar se spune că e o brută, că își bate amantele și le părăsește când sunt însărcinate. Ca să nu mai punem la socoteală că e mereu dator. Pentru toți această căsătorie e binevenită. Trebuie să mă duc să-mi iau rețetă. Vreți să mă duc să o caut? Nu, mulțumesc. Pot să mă duc și singură. Da. Sunt vie, puternică, activă, am 20 de ani, suntem minunați, beți, fericiți și chiar dacă am adormit în noroi, ne vom trezi în rai. Trăiască revoluția! Mm.
dat asta, prea iubitul meu Titus, prieten drag din copilărie, revoluția o să triumfe. Am uitat nenorocirile anului 1830. 1848 va fi anul nostru. Străinii vor fi alungați din țara noastră. Opera mea e gata și sper să o văd reprezentată cât mai repede într-o Varșovie liberă. Când va cădea cortina, Chopin, ca și Mickiewicz, va atinge eternitatea în inima națiunii poloneze. Vom avea și noi un Mesia care ne va elibera. Slavski, conducătorul insurecției, a căzut în mâinile austriecilor. La puțină vreme după asta, la Tarnov, țăranii s-au răsculat împotriva căpeteniilor și l-au predat austriecilor. Mieroslavski este deportat. Republica poloneză va fi anexată Austriei? Ce faceți aici, la Londra, în timp ce acolo se petrec atâtea grozăvii? Uite ce fac. În sfârșit, am căutat locul cel mai rece și cel mai umed de pe pământ. Nu mai pot nici să mă întristez, nici să mă bucur. Vegetez! Nu mai simt nimic. Și atunci de ce nu Londra? It was wonderful, wonderful. Dragul meu, Chopin. I like it. Îmi place foarte mult, chiar dacă e un naughty boy. M-ați obligat să vorbesc franțuzește toată seara. Sunt fericit că v-a plăcut, Lady Rothschild. Somehow, I can't understand you. Se pare că aveți talent, chiar dacă The Times ne asigură de acest lucru și totuși... Am auzit vorbindu-se că nu ați vrut să cântați cu filarmonica noastră, ceea ce demonstrează că probabil nu sunteți încă gata. Ce dilemă! Mă tem că filarmonica dumneavoastră e aceea care nu repete decât în ajunul concertului. Găsesc că nu-i suficient, doamnă. Dragul de James îmi spune că dați lecții. Cu cât sunteți plătit? Ducesei de Sutherland îi iau 20 de ghinee pe lecție. A lot of money. Asta înseamnă că trebuie să cântați foarte bine, foarte bine. Doar că vă sfătuiesc să scădeți prețul, să fiți mai modest. Dacă vă doriți un viitor strălucitor. Acum eu plec. Cina e gata. Dar să nu vă așteptați să găsiți all that fancy French food. Cumpătare. Asta le spun eu tuturor. Cumpătare. Iar dumneata cu dosarul meu? Trebuia să le revedeți pe Titus Wojciechowski în septembrie 1848. Dar n-a putut obține pașaportul pentru Franța. Iar dumneavoastră erați prea bolnav ca să mergeți să-l întâlniți. Poate că e mai bine așa. Nu va mai avea decât amintirea celor clipe pe când eram pe deplin fericiți. Misiunea mea e îndeplinită. Restul vă privește. Ah, nu. Păi, ce o să faceți acum? O să mă întorc la propria viață. Asta doriți? Nu. Dar trebuie. Și asta mă întristează profund. Acum ar trebui să vă spun. M-am atașat mult de dumneavoastră, dar dosarul dumneavoastră nu-mi combine întotdeauna. Cu ce vă pot fi de folos? Mi-ați și fost. Mi-ați pus în față o oglindă în care am văzut tot ce am refuzat să văd până acum. Și acum... Această tulburătoare bucată muzicală trăiește în mine. Pot să o ascult? Acolo, în colț.
E un manuscris. Ce scrie pe el? Moia Bieda. Operă în trei acte de Frédéric Chopin. Ce înseamnă Moia Bieda? Nefericirea mea. N-am putut să scriu despre Polonia. Am scris despre mine. Prietene. Da. Distrugeți-l. Nu. Nu. Nu vreau să fie găsit oroarea asta, că nu o să mai fiu. Să se țină în minte doar ce a fost frumos și pur. Nu muzica și viața mea. Ați ascultat Ultima mazurcă de Alexander Hauswater. Traducere de Ioana Diaconescu și Marina Spalas. Adaptare radiofonică de Ioana Diaconescu. Distribuția a fost următoarea: Frédéric Chopin, Ion Caramitru. Bărbatul, Dan Condurache. Vitvitski, Nicolae Stângaciu. Constans, Virginia Mirea. Marchizul de Custin, Nicolae Pomoje. Contesa Delfin, Irina Mazanitis. Femeia, Virginia Rogin. Franz Liszt, Mihai Bisericanu. Claire, Anne-Marie Ziegler. Rusul, Valentin Teodosiu. Contesa Vodzinska, Monica Ghiuță. Maria, fica ei, Crina Mureșan. Lenormand, Ruxandra Sireteanu. George Sand, Valeria Seciu. Pierre Bocage, Mircea Albulescu. Lady Rothschild, Janine Stavarache. Balzac, Tudor Heica. Redactor, Domnica Țondrea Gheorghiu. Asistența tehnică, Laura Mureșan și Corina Ionescu. Regia de studio, Violeta Berbiuc. Regia muzicală, George Marcu. Regia tehnică, inginer Vasile Manta. Regia artistică, Mihai Lungeanu.